Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre 5 add-ins sau programe de completare gratuite care vă vor face lucrul în Excel mult mai ușor. Pentru a instala astfel de programe, se alege meniul Insert și apoi opțiunea Get Add-ins. Primul dintre acestea este programul numit Mini Calendar. Acesta introduce în foaia de calcul un mic calendar de unde se poate alege foarte ușor data sau chiar și ora. Se selectează celula în care se dorește introducerea datei și se selectează printr-un click din interiorul acestui mic program data respectivă. Bineînțeles că putem să introducem și ora curentă. Odată instalat, poate fi poziționat oriunde în interiorul foii de calcul prin alegerea datei cu ajutorul lui, evitându-se eventualele erori ale formatului datei. People este o aplicație cu ajutorul căreia se pot vizualiza datele introduse într-o foaie de calcul. Este foarte ușor de utilizat. Cu ajutorul acestei pictograme se selectează datele care sunt introduse în foaia de calcul și apoi se execută un click pe butonul Create. Aplicația oferă mai multe opțiuni de vizualizare, 8 teme ă, diferite și peste 16 pictograme pentru afișarea datelor. Bineînțeles că aplicația oferă și posibilitatea de a afișa. Aceste date sub formă de uh, imagine salvată. Al treilea add-in este Web Video Player, o aplicație cu ajutorul căreia se pot introduce atât în foile de calcul Excel, cât și în prezentările PowerPoint clipuri video postate pe diferite platforme, cum ar fi YouTube. este o alternativă la inserarea unui link către un material video din interiorul unei foi de calcul sau unei prezentări PowerPoint. Bing Maps este un program ce permite introducerea unei cărți în care să fie prezentate locații și date din foaia de calcul. Este foarte ușor de utilizat, se selectează zona care conține locațiile și datele respective, și apoi se execută un click pe pictograma Show Location. Dimensiunile bulelor din hartă sunt direct proporționale cu valorile introduse, și bineînțeles că harta poate fi afișată și ca imagine. Remove unwanted characters sau ștergerea caracterelor nedorite. Odată instalat, poți să selectezi zona ce dorești a fi curățată de caracterele nedorite și apoi să alegi una dintre opțiunile pentru care dorești curățarea. Poți șterge caracterele numerice, de exemplu. Poți șterge Caracterele de tip text sau poți șterge un anumit caracter. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!